Febra apropierii sărbătorilor de iarnă se resimte și la nivelul administrației locale. Primarul Maria Precup a declarat pentru Dareghin TV că pregătirea compartimentului de iarnă pentru a face față ninsorilor nu este lipsită de emoții, întrucât anul acesta municipiul Reghin și-a mărit considerabil suprafața de drumuri asfaltate ce vor avea nevoie de dezăpezire. Abia în această toamnă am realizat că șeful de la drumuri era totdeauna disperat. Vedeam o expresie de șocat când ziceam că mai asfaltăm 5 străzi și credeam că îl deranjează pentru că facem prea multe. Nu îl deranja, că se gândește că nu suntem poate destul de bine dotați pentru a dezăpezi volumul mare de străzi asfaltate. Da, eu sper să reușim acest lucru. Și la capitolul utilaje de dezăpezire stăm bine. Unele au fost achiziționate anul trecut, iar măsuri de urgență se găsesc întotdeauna. Stăm bine, noi am mai și achiziționat slăriță, ca așa îi spune, și mai avem și un tractor nou care l-am achiziționat în acest an și utilajele de dezăpezire care sunt necesare le-am luat încomodat pentru că n-am avut destule resurse financiare să le cumpărăm de la IRUM și așa că domnul Olteanu a fost foarte drăguț și a spus că ni le dă și fără bani numai să fim pregătiți pentru iarnă. Dar până la primele ninsori, angajații secției drumuri și poduri din cadrul primăriei mai au de finalizat lucrări pe șantierele deschise și totodată fac unele plombări. Foarte precipitată lumea că vin sărbătorile, trebuie terminate lucrările de infrastructură pentru ca 1 decembrie să ne găsească cu ele terminate. Lucrăm intens la piațete, la iluminatul public și pregătim străzile pentru iarnă, respectiv facem plombări și reparațiile urgente și am încercat să facem și proviziile, am și reușit cu antiderapant. Edilul șef a mai spus că o atenție sporită se acordă în această perioadă iluminatului public. Se dorește extinderea rețelei pe cât mai multe străzi periferice, dar și elaborarea unui iluminat festiv deosebit pentru sărbătorile de iarnă.